9 iunie 2024, o zi destul de caldă, cu soarele sus pe cer. Vin să verific vreo două colonii. Această colonie a fost verificată ultima dată cu 2 săptămâni. Tratamentul cu formic a fost aplicat acum 3 săptămâni. Este o matcă relativ slabă, dar vin să le fac tratament. Trebuie aplicat un tratament pe bază de formic și de menționat este că la aceste temperaturi foarte ridicate, peste 30 de grade, ce fel de concentrație de formic voi folosi? Eu am optat pentru o concentrație de 35-37% de formic și tot așa aplicat foarte puțin. Dar un alt aspect este că acești stupi, aceste colonii în formatul ăsta pe care l-am gândit eu să-l organizez astfel, să văd dacă intră în frigurile roitului. Eu de la un control la altul estimez fix 15 zile până ar intra în frigurile roitului. În partea de sus aceste colonii organizate, fiind o matcă mai slabă, s-ar putea să nu intre în friguri, dar până nu vezi exact ce se află în colonie, nu poți să-ți dai seama, mă, a intrat în friguri, nu a intrat. Am mai donat și el miere la roi formați și acum tot ce rămâne de făcut este să văd care e starea cuibului în partea de jos. Măcile opresc un pic ponta în luna iunie. Nu opresc că nu au mâncare. Opresc fiindcă așa e prin natura lor, înainte de luna iulie, când va fi startul albinei de iernat. Ele au o mică pauză, fac un mic decalaj. Mai ales reginele care sunt de anul trecut, mai ales acelea, deja știu despre ce e vorba, cum să-și organizeze ponta. Dar dacă ai o colonie tânără, cu regină tânără, aceea va oa fără să se simtă, să zic așa. În partea de sus deja ar trebui să găsim doar miere. Albina se mută încet, încet jos. Mă refer la formatul acesta. La formatul acesta de mare, care a fost el organizat. În partea de sus ar trebui să nu mai fie puiet aproape deloc. Albina are loc suficient, aceste rame se pot extrage, dar deocamdată nu, fiindcă doresc să întăresc roișorii. Ramele care sunt bune se pot păstra pentru a lărgi cuibul în luna iulie, cum ar fi acestea, ramele maroni. O strategie bună ar fi și să muți tot cuibul ăsta jos în luna iulie și cu asta basta. Acum câtă albina
reușește ea să își facă în funcție de puterea reginei. Iată ce rame faină. Acestea ar putea fi foarte repede ouate de regină. O să dea soarele puternic, sper să termin cât mai repede. Nu este prea sănătos pentru mine să lucrez în soare. E aici și polen. Arată bine. Dacă ar fi acum după mine să mai formez roiul la această dată, nu prea mai are sens. Și cu măci împerecheate, primele albine eclozate de la o matcă împerecheată acum, adică astăzi se depun ouă, sunt în iulie deja. Eu consider că este târziu pentru această dată formarea de unități biologice. Aceia vor ierna foarte slab. Am regine împerecheate în astfel de nuclee pe 2-3 rame, dar vor fi unificați pentru a schimba matca în astfel de colonii, cum e și aceasta. Trebuie schimbat o astfel de matcă, mai ales care a intrat și în frigul roitului la o adică. O să schimb cu regine mai puțin roitoare și tinere. Și astfel, în primăvară, o să ai o dezvoltare foarte, foarte bună. Mâncare este, păstură este, doar puterea reginelor mai contează. Asta în caz că puteți să le observați, să aveți și un mijloc de comparație. Pe internet este destul de greu să-ți faci, de exemplu, să ai 5 stup și din aia 5 să iei pe unul cel mai bun dintre care i-ai. Dacă ai acest noroc să prinzi un stup bun din cei care i-ai, să faci o comparație. Pentru a înțelege ce stup vrei să ai, fiindcă, de exemplu, dacă l-ai avea doar pe ăsta și cu matca asta, nu prea ai avea de ales, ar trebui să rămâi cu el. Această colonie ar trebui să rămâi. O colonie care o consider slabă, dar nu atât prin cantitatea de albină, cu toate că și cantitatea de albină deja nu mai e foarte grozavă. Să vedeți. Chiar dacă a trecut o săptămână de la dispariția a unei părți din culegătoare, acum să văd ce puiet a reușit ea să facă această colonie între timp.
fiind foarte slab, chiar și cu unificare, o să ierneze destul de slăbuți. Foarte, foarte puțin albin a rămas după acel eveniment. Speram să nu fie chiar așa rău. Noroc că e cald. Aici e plin cu larve. Această colonie măcar n-a intrat în frigurile ruitului. Arată bine. Urmează ca în 2-3 săptămâni să încep să vin cu turtă proteică pentru a-i da un imbold. Iată, puiet căpăcit copt, arată bine, arată foarte, foarte bine. Mai e o chestie, după ce am format aceste colonii, s-au rărit foarte mult trântorii. Nu am mai putut să depun aici trântori. A început să eclozeze și albina tânără din seria aceasta formată. Vor fi foarte, foarte puțin trântori. Îmi place că eclozează albina abundent. Foarte fain. Am 4 rame cu puiet în luna aceasta, în ziua aceasta, plus prezența larvară. Consider că dacă voi veni și cu un pic de turtă proteică, o să se rezolve treaba. Arată bine. Arată bine, bine. Acum, dacă aș dori să accelerez un pic treaba, să vă arăt. Aici s-a cam terminat cu roirea la această colonie. Și să zic că vreau să accelerez un pic creșterea de albină. Am aici masca de pune ouă pe această rară. Bun. Eu vreau să obțin acum mai multă albină. Așa. Și pot să fac acest lucru de acum. Suntem în iunie, putem să avem un surplus de albină dacă dorim. Iau rame care deja sunt în partea de sus. Iau foiță de aici, aici nu mai construiesc. Iau foițele. Mai sunt 3 săptămâni până la perioada în care se oprește, să zic așa, roirea, adică interesul de roire a colonilor de albine va scădea. Și atunci aceste foițe care nu le-au construit, le dau la o parte, dar le va construi foarte bine roișorii care sunt formați.
Așa. Să văd aici dacă a depus ou. Dacă n-a depus ou aici, e bine. Bun, și acum vin eu cu două rame mai negre. De unde a eclozat albina din cat? Putem să alegem acum două rame bune de ouat. Le voi alege de aici. Să aibă și miere pe ele. Să aibă miere, fiindcă teoretic organizez cuibul pentru toamnă. O ramă mai cu miere, eu o pun aici. Așa, și una mai goală o să-i pun în partea aceasta la altă. Tot o ramă bună de ouă. Să aibă mai puțină miere. Trebuia să-mi selectez mai din timp rama. Bun, și cu păstură, să zicem, să aibă și păstură. Și sigur, matca o să-și extindă cuibul în acest perimetru. Cam așa. Și acum o las în pace. Bun, cam atât. Cam asta a fost setarea cuibului. Acum să sperăm că cuibul se va extinde cu acele rame bune de ouat și să venim și cu un pic de turtă proteică, dar peste vreo 2-3 săptămâni așa. Bun, până data viitoare, numai bine!